Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la emisiunea noastră. Iată, este trecut de ora 17, am venit cu audiența generală. Suntem la sfârșit de săptămână, ne pregătim pentru weekend și vă spunem că românii se pregătesc să ia cu asalt Budapesta. Nu vor fi migranți, nu vor fi oameni care vor merge să ia cu asalt centrele de refugiați, ci românii vor să alerge la semimaratonul de la Budapesta, una dintre cele mai importante competiții din zonă din această toamnă. De la Arad, spre exemplu, vor fi peste 20 de persoane care vor alerga în acest semimaraton. O parte dintre alergători sunt alături astăzi de noi și discutăm despre sport și mai ales despre un stil de viață sănătos cu invitații mei de astăzi, așa că îi și prezentăm: Dacian Todincă lângă mine, Sorin Mâneran și Roland Unterweger, care vor alerga în acest sfârșit de săptămână, așa cum am spus, la Budapesta. Spuneam că este o competiție importantă, pentru mulți este o competiție pentru care se pregătesc de ceva vreme, iar pentru alții este doar un antrenament. Cert este că românii vor să facă o figură frumoasă în capitala Ungariei, o capitală care în ultima vreme suferă din cauza emigranților. Și poate că, iată, aceasta este pata de culoare, o pată pe care sportivii români o vor da și de ce nu chiar să câștige o astfel de competiție. Suntem la ora bilanțului, suntem la ora la care putem discuta despre ce înseamnă pregătirea pentru un semimaraton. Cât de pregătiți sunteți pentru competiția care stă să înceapă peste doar două zile? Noi să lăsăm pe Sorin, care să sperăm că va fi pe podium la această competiție, să vorbească primul, după care vom vorbi noi amatorii. Sorin, ești profesionistul român care merge în acest semimaraton, în această competiție. Cum vezi? O văd foarte bine. Așteptăm să vedem și în funcție de vreme și mă simt bine, sunt în formă și așteptăm cursa. De cât timp te pregătești pentru o astfel de competiție? De fapt, acum pregătesc maratonul, dar merg din pregătire de maraton aproximativ de vreo 6 luni de zile. Da, iată, 6 luni de zile pentru o cursă care va dura undeva puțin peste o oră, este foarte interesant. Roland Unterweger, cum stăm cu pregătirea? La noi fiind amatori, altfel, noi ne pregătim din prima zi de când ne-am apucat de alergat pentru competiții, indiferent că e maraton, că e semimaraton, că e ultramaraton. Eu anul trecut am alergat ora 17, nu cred că o să reușesc anul ăsta să-mi îmbunătățesc timpul, deoarece anul acesta m-am axat mai mult pe ultramaratoane, pe distanțe lungi, ceea ce înseamnă că la viteză scazi puțin, dar e un concurs frumos, Budapesta e în sufletul nostru, pentru mine și Dacu e a patra oară când participăm și mergem să ne distrăm, să ne simțim bine, să savurăm și să dăm totul până la final. Și pentru că discutam de faptul că, iată, românii merg la Budapesta, Dacian Todincă, discutam înainte de emisiune, este a patra oară când suntem la Budapesta, da? A patra oară mergem la Budapesta și sper să ajung la jubileu de 25 de ani tot de la Budapesta, în care nu vom mai trebui să plătim taxa de participare. Adică după 25 de ani de participare consecutivă la acest concurs, îți oferă organizatorii acea bonificație de a participa gratuit. Ceea ce eu zic că e destul de frumos din partea organizatorilor. Da, mai puțin. Mai 21 de ani și... 21 de ani, da. 21 de ani. Asta înseamnă pe la 61 de ani voi merge și eu liniștit acolo și voi concura... Cu mare plăcere. Cu mare plăcere. Da. Ce înseamnă de fapt să fii alergător astăzi? E greu? E ușor? Ce înseamnă practic o pregătire, Roland? E greu, e foarte greu. Bun, când ești amator, faci cât poți, cum poți, după orele de program sau înainte de orele de program, dar la nivelul lui Sorin, care e profesionist, e foarte greu și în România cred că e cu atât mai greu, deoarece condițiile sunt rele, aș putea zice chiar foarte rele. Sportivii nu cred că au alimentația care ar trebui să o aibă, nu au parte de cantonamentele care ar trebui să le aibă sau le au cei de afară și atunci e greu să te bați cu ei. Cu atât mai mult cred că Sorin e un exemplu din punctul ăsta de vedere, pentru că e un băiat nu e un băiat doar care muncește, ci un băiat care muncește enorm de mult și a și avut rezultate, a reușit să iasă anul trecut campion național la maraton în condițiile în care a fost prima dată când a alergat maraton în viața lui, deci
E bine, dar e greu. Dacă nu ai susține, chiar e greu. Da. Sorine? În Arad nici nu avem susținere. De exemplu, dacă mă duc ca să-mi fac vizita medicală, banală, simplă, vizită medicală, sportivă, mă duc la clinică, la doamna Nica, te pune ca să faci un set de analiză, ok, le faci, dar nu sportiv de performanță, când merg la o clinică sportivă, nu plătesc ei. Ea te pune, vii cu analizele făcute, nu mă interesează unde le faci, se uită, a, e ok, îți pun avizul medical. Dar se numește doctor sportiv, să-ți pună el vizita medicală, nu să te trimită. Și practic susții că noi ar trebui să avem un loc în care sportivii să poată merge, să fie verificați de cineva care se pricepe și la sport, da? Nu doar la citirea unor analize. Da. Una ce avem doctor, că ești doctor, și una e medicul sportiv, pentru că automat când ești sportiv ai și organele mai dezvoltate și altă tensiune, alt puls, se schimbă totul. Da, foarte, foarte interesant. Vom ajunge să discutăm despre condiția sportivului astăzi. Eu aș vorbi puțin despre modalitatea în care trebuie să se pregătească o persoană care participă la semi-maraton. Am văzut că în ultimii ani tot mai mulți oameni au început să alerge. Iată, la Arad, pe malul Mureșului, avem din ce în ce mai mulți oameni. Spre marea noastră bucurie, aleargă și tineri și persoane mai în vârstă. Dacian Todincă, cum vezi un stil de pregătire sau cum vezi alergarea astăzi? Ca și amator, din ce am observat în acești 4 ani de când alerg, ca să te poți ține de alergat în mod constant, eu cred că trebuie să ai o motivație. Este un sport destul de greu, mi se pare foarte greu, în care ești tu cu tine, ești singur. Și dacă nu ai acea motivație, părerea mea, după o anumită perioadă de timp, te vei opri în a alerga. Motivația pentru mine înseamnă acel concurs pentru care mă pregătesc, mai mult sau mai puțin, depinde de chef, că suntem în fond și la urma urmei amatori. Dar fără un concurs către care să te duci și către care să te antrenezi, părerea mea că nu poți să alergi foarte mult fără să te oprești definitiv, fără această motivație. Îi rog și pe colegii mei din regie să ne și pună câteva imagini de la Budapesta, de la semi-maraton, să arătăm telespectatorilor ce înseamnă de fapt o astfel de competiție și iată aici cât de mulți oameni participă și practic aici vroiam să ajungem să discutăm despre numărul mare de alergători care se înscriu la competițiile din străinătate, competiție care le arată multora, de fapt, cât de sănătos este să faci sport. Chiar ieri m-am uitat să văd creșterea participanților de la an la an. Am început de la anul 2009 să mă uit câți participanți au fost înscriși. În 2009 au fost undeva la 5.500 de participanți înscriși, ca anul acesta, respectiv 2015, să ajungem la aproximativ 10.850 de participanți. Deci aproximativ creșterea a fost cam cu 1.000-1.200 de participanți pe an, ceea ce, în opinia mea, e un concurs care promite în continuare și un concurs foarte bine organizat și va crește de la an la an până la un moment dat când va fi limitat ca și număr de concurenți. Da, va fi limitat, probabil că se va ajunge ca și la alte competiții. Cert este că nu poți să te prezinți într-un semi-maraton fără să nu alergi. Nu. Cât se aleargă pe zi sau cât ar trebui să alerge o persoană pe zi pentru a putea face un semi-maraton? În cât timp ajungi să faci un semi-maraton? Cred, în opinia mea, acum depinde foarte mult și de vârsta la care te-ai apucat, de vârsta care o ai, că și nivelul de recuperare a organismului la un tânăr de 20 de ani, de 30 de ani, de 40 de ani, de 50 de ani este altul. Dar eu zic că cu 4 antrenamente pentru un amator, 4 antrenamente pe săptămână, între, să zicem, 5 km și 12 km și antrenamentele lungi, odată probabil la 2 săptămâni de 16-17 km sau la 3 săptămâni, zic că în 6 luni orice persoană poate să alerge un semi-maraton într-un timp rezonabil și oarecum confortabil pentru acea persoană. Roli, văd că dai puțin din cap. Da, da,
E din părerea mea cam optimist puțin, dar depinde și de organismul fiecăruia, aș zice eu. Și eu consider că Catrin a alergat un pic mai mult și alergările lungi să nu fie la 3 săptămâni, ci undeva cam la 10 zile ar trebui un antrenament mai lung. Și acum, vorbind de semi, probabil un 15, un 18 km e nevoie. Dar eu zic că cu un antrenament normal într-un an se poate face un semi-maraton decent, ceea ce zic că decent înseamnă sub 2 ore, oră 50, ceea ce chiar înseamnă că alergi. Da, spuneam asta pentru că foarte mulți găsesc motiv, domnule, e greu să alergi, cum poți să alergi 10 km, e mult 7 km să alergi într-o zi, este sau nu este? Depinde de obișnuință, da, dacă e mult, dacă nu ești obișnuit și dacă atunci începi, da, e mult. Dacă alergi deja de câteva luni, nu mai e mult. Organismul se adaptează, deci organismul se adaptează și eu prima dată am alergat acum 4 ani 5 km jumate, am făcut tura pe mal, din care nu știu că am alergat un sfert de fapt. M-am oprit, cred că după 200 de metri deja eram terminat și am ajuns să alerg 102 km. Fără să mă opresc. Deci se poate. Organismul se adaptează. Da, organismul. De asta se fac antrenamentele treptat și gradat pentru semi-maraton. Dacă e un sport, o persoană după stradă, de exemplu, dacă iei și vrei ca să o duci să facă semi-maraton și aș dorește, trebuie ca să o iei treptat în pregătire. Și atunci, în funcție de asta, e și numărul de kilometri făcuți pe săptămână și pe zi. Pentru semi-maraton, cea mai mare distanță e 18. 18 km, zic eu, pentru că e și psihologic. Dacă vede că a alergat 18, zice, mai este, nu mai e foarte mult. Dacă ajunge să treacă de pragul ăsta psihologic, normal, pot. Cine fuge 18, eu zic că fuge și 21. Asta e standard. Și așa, o dată pe săptămână, eu zic, în pregătire, cine se pregătește de semi-maraton, că face o alergare mai lungă, ceea ce înseamnă un 15-16 km. Da, vorbim aici de foarte mulți kilometri. Cum începe un antrenament? Avem aici un profesionist, da? Sorin Mâneran, profesionist. Cum începe un antrenament pentru o persoană care nu este pro-sport, să spunem, nu este foarte activă și ar vrea să înceapă să facă mișcare pentru că își dă seama că are o problemă de sănătate sau riscă să aibă probleme de sănătate pentru că nu face sport? Depinde în funcție de vârstă, câte kilograme are. Toate astea contribuie în funcție de, și de pregătire. De exemplu, dacă are 27 de ani și el are 100 de kilograme, începe ușor cu gimnastică, chiar și mers la început. Combi alergat, din nou mers, alergat, până ajunge să facă alergare efectiv. Pentru că dacă îl pui de la început alergare, îți face 400 de metri sau 500 de metri, zice, aoleu, ce greu e, gata, eu nu mai vin. Și atunci dacă combii mers, alergat, din nou mers, alergat, e mai ușor. Da, foarte interesant această... Și în primul rând, dacă are 100 de kilograme, o să te chinui ca să slăbească un pic și după asta să-l duci să alerge 21. Da, 100 de kilograme este mult la indiferent ce vârstă ai și indiferent ce înălțime ai, e mult 100 de kilograme. Deja înseamnă că treci în cealaltă parte a obezilor și nu întâmplător spun asta pentru că mulți nu merg la alergare pe principiu că nu voi putea alerga niciodată. Există acest principiu? Nu există. Eu zic că doar de rușine și de prejudecățile din România. Da, și comoditate. Comoditatea, au intrat într-un cerc în care... Oricine zici, poate. De ce? Dar oricine de ce spune de prejudecăți? Păi, afară, gen Germania, Spania, femeile care sunt mai supraponderale, toate umblă cu o mândrie desăvârșită când au iegări pe poartă iegări. Nu le este rușină să iasă pe stradă în iegări. Ori la noi, dacă vom vedea, sau nu noi, că noi știm despre ce se întâmplă și știm... Cunoaștem fenomenul, dar dacă iese o persoană supraponderală pe mal să alerge, probabil tinerii care stau și sparg semințele între dinți se vor uita la acea persoană și vor începe să facă mișto sau să râdă. Bine. Și probabil acea persoană, dorind să evite
remarcile de genul ăsta, preferă să stea acasă și să zică, bine, e și așa, nu ies că se iau oamenii de mine și râde lumea de mine. Și atunci o să încerc să slăbesc cu anumite diete și anumite prafuri, ceea ce e o mare prostie. Ceea ce mare tâmpenie și nu face nimica. Asta aici, e părerea mea, de ce nu ies foarte mulți supraponderal la alergat. Suntem la început încă din punctul ăsta de vedere al prejudecăților în România, dar cred totuși că în ultimii ani ne ducem spre o direcție bună. Nu suntem pregătiți încă pentru mișcarea de masă? Nu cred că încă suntem pregătiți, dar mergem într-acolo, ca să zic așa, încet. Bun, și mult ajută la chestia asta concursurile, competițiile care se organizează de amatori și de profesioniști. Ar trebui să fie mult mai multe în multe orașe și atunci crește și numărul, vine omul. Eu așa m-am apucat de alergat. Văzând semimaratonul de la Arad, prima ediție. Deci ai văzut oamenii alergând sau ai venit direct la competiție? Nu, am cu 2 sau 3 săptămâni înainte, câțiva prieteni care erau printre organizatori, m-au rugat, hai, nu vii și tu să alergi cu noi, hai puțin să vezi cum e. M-am înscris prima dată la cursa de 5 km sau 6 cât era. Kilometri. După care m-am decis în ultimele 2 zile, băi, fac semimaraton, hai să văd cum e. Și am ajuns să alerg peste 100 de kilometri până la urmă. Deci, probabil dacă nu era concursul, sincer, nu știu dacă mă apucam. Da. Bine, aici aș mai vrea și eu ca să mai completez. Vine o persoană mai ponderală, așa, și aleargă. Dar aleargă băieții niegări și dacă mergi pe mal sau așa pe centrul orașului și se uită lumea la tine, ia uită și ăsta, ce-i cu el? Deci încă la mentalitate avem oarecum de suferit din punctul ăsta de vedere. Dar cu fenomenul alergat se dezvoltă în Arad. Încă e la început și o să se dezvolte. Se dezvoltă frumos. Dacă ne uităm, nu atât cât și la competiții, uitați, la început au fost doar 3 sau 4 oameni care au participat la Budapesta, acum mergem 21 de persoane să alergăm. Ceea ce înseamnă că tot mai mulți ne-am apucat de alergat, tot mai mulți mergem la o competiție, ceea ce e și frumos, pentru că ajungem să mergem, să ne cunoaștem, putem să mai vorbim. Da, e foarte interesant. Aveți deja ceva experiență în spate, câțiva ani de alergare, câteva mii de kilometri alergați. Așa. Cum este în alte județe din România? Pentru că ați fost la diverse competiții. Ați fost la Cluj, ați fost la Oradea, da? Ați fost în maratoane montane, în Retezat. Da? Cum este? La Cluj e un... competiția de la Cluj de semi-maraton și maraton e un concurs bun, e un concurs frumos cu mulți participanți, dar și la București de altfel la fel, dar problema care o avem în țară e problema de spectatori, e aceeași cam peste tot. Undeva aproape de zero. Ne rezumăm la rude. Ne rezumăm la rude, prieteni, cunoștințe sau cine vine cu noi. Nu ies oamenii susține. Pe stradă să susțin. Pe stradă, am văzut la Budapesta și rog pe colegii mei să difuzeze din nou acele imagini, să vedem ce se întâmplă la Budapesta pe marginea... Bun, odată sunt foarte mulți alergători, dar în al doilea rând sunt foarte mulți oameni pe margine care stau și susțin pe alergători. Iată aici un număr impresionant de oameni, da? Și vedem, poate, da, iată, se văd acum susținătorii imediat. Iată, cât de mulți oameni poate să participe la o astfel de alergare? Incredibil de mulți. La Budapesta, pe aproape tot traseul de 21 de kilometri, sunt și spectatori. Da. Ceea ce e important și se vede că îi vedem acum, cultură. Îi vedem acum pe margine. Cred că sunt la fel de mulți spectatori, poate chiar mai mulți decât alergători. Sunt. Nu mai vorbim de competiții gen Berlin, unde la maraton pe 42 de kilometri sunt peste 1 milion de spectatori. Da, iată aici susținătorii, spectatorii, fanfară, extraordinar. Deci, da. Cred că atmosfera este extraordinară, o vom vedea pentru că noi vom fi prezenți și ca post la acest semi-maraton. Iată susținătorii care sunt alături de sportivi. Și trăiesc momentul, asta e frumos. Asta este foarte important și le spunem telespectatorilor noștri în premieră. VSTV va fi prezent la acest eveniment. Colegii noștri de la ziarul Aradul vor avea o ediție specială cu arădenii care alergă în
semi-maraton. Iată sunt câteva lucruri pe care le-am dat din bucătărie internă, să spunem, dar cu siguranță că vor fi foarte multe lucruri interesante. Și așa cum spuneam, spectatorii spuneați că sunt importanți. Da, foarte importanți. La ce vă ajută spectatorii? Cred că energia care o transmit prin bucuria de a fi acolo și aplauzele lor te face să nu mai simți oboseala și să intri într-o, nu știu cum să-i spun, o transă, o stare de bine care e greu de descris în cuvinte. Și te fac să vii și anul viitor. Și te fac să vii și anul viitor, da. Și te fac să cauți acele concursuri în care, pe lângă efortul mare care îl depui, să ai și bucuria aia de a primi energie din afară. De exemplu, așa ca o paranteză, la Viena, la maraton, când am fost în primăvară, la un moment dat era o porțiune cu urcare și s-a oprit din alerga puțin să meargă să-și revină. A ieșit un tip care era... aplauda, era un pe spectator. Margine, un, da, spectator, un spectator, l-a luat frumos de mână crezând că el nu mai poate și haide să mergem, da, împreună, hai, alerga cu el să-l ducă și până a început din nou să alerge și să meargă mai departe. Da, foarte frumos. Chestia asta, din păcate, în țară încă nu e. Da, încă nu avem poate această educație, dar o putem dobândi. O putem dobândi, da. O putem dobândi. De acum 4 ani de când ne-am apucat noi de alergat, da, a crescut destul de mult nivelul și mulți oameni care nici măcar prin cele mai ascunse gânduri nu s-ar fi gândit că se vor apuca vreodată să alerge, nu să participe la un semi-maraton. Mă refer aici la prietenul meu, Ciprian Jurma. Nu puteam să nu-l amintesc. Uitați că a ajuns să vină și el la Budapesta să participe și să ne povestească de următorul semi-maraton la 3 săptămâni după acesta. Deci înseamnă că prinde chestia asta cu alergatul și oamenii încep să conștientizeze că alergatul este o chestie bună și o fac în primul și în primul rând pentru sănătatea lor. Da, vorbim de sănătate. Vreau să discutăm puțin după publicitate, pentru că în câteva momente vom lua publicitate. Aș vrea să discut despre ceea ce înseamnă hrană, pentru că o persoană activă cu siguranță are nevoie și de un alt tip de hrană decât cel cu care suntem noi obișnuiți. În al doilea rând, are nevoie de un program, pentru că sportul te obligă să intri într-un program foarte strict, da? Să ai ore de odihnă. Ori noi exact asta, să spun, ne lipsește astăzi. Ne lipsește faptul să avem un program bine organizat, să avem oameni care se duc seara la ora 10 la culcare, ori la noi viața începe la ora 10. Pentru unii, pentru mine sigur se sfârșește. Adică viața de zi la ora 10, 10 jumătate, către 11 deja mă retrag în pat, la somn. Dorm până la 6 jumătate dimineața, stau la 7, până la 7, 7 și un sfert în pat, după care mă ridic, toaleta de dimineață și am plecat la masă. La ora 8 se mănâncă. În general mănânc aceeași mâncare în fiecare dimineață, adică orez și humus cu sfeclă roșie, beau o cafea, la amiază, poate mai mănânc o banană între ora 8 și ora 1, la ora 1 la amiază masa de prânz, care constă într-o ciorbă, supă de legume, de ce face maica mea. Felul 2 poate să fie ghiveci, conopii de la cuptor, dacă stau să mă gândesc, macaroane. Până după masa, după mâncarea de seară, nu pot să spun neapărat că mănânc la o oră fixă. Poate să fie ora 6, poate să fie după ce vin de la alergat, să fie ora 8, ora 7, nu știu. Aici nu am stabilit încă, nu m-am stabilit exact cu aceeași oră, pentru că nu știu când ies la alergat. Dar seara mănânc tot ceva ușor, cum ar fi, de exemplu, aseară mi-am făcut niște paste cu un sos arabiata, cu jumătate de kilogram de ciuperci călite cu dovlecel, să nebuni după chestia asta. Se gătește foarte repede. O dată pe săptămână mănânc șuncă la indicațiile domnului profesor Seppi Unterweger,
O dată pe săptămână e ok să mănânci o clisă cu o șuncă, cu ceva mai unsuros ca să ai, să ai și niște rezerve de grăsime. Carne cam de 3 ori, 4 ori pe săptămână, dar nu foarte multă. În general evit carnea de pui, din păcate că puii noștri, în afară de hormoni și antibiotice, nu cred că mai au altceva. Carne de vită dacă se poate. Și cam asta ar fi alimentația mea ca și sportiv. Dacă mănânci mai mult, automat se depune. Și credeți-mă, la cât am mâncat înainte, eram undeva la 80 de kilograme. Acum, cu o alimentație cât de cât controlată, suntem undeva la 75 de kilograme. Și putem să o menținem din alimentație. Depinde alimentația de la fiecare la fiecare. Din punctul meu de vedere, dacă e un fomist, Da. aș putea zice. Da, ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate. Vom discuta după ce revenim în cadrul emisiunii noastre despre alimentație. Vom vorbi despre ce înseamnă să mănânci sănătos la urma urmei, care ar fi orele la care ar trebui să mâncăm, dar mai ales cum să le oferim copiilor noștri o mâncare sănătoasă, pentru că am văzut, potrivit statisticilor, în România 60% dintre copiii până la 14 ani sunt obezi. Practic au depășit cu mult pragul de kilogramele normale pentru vârsta lor. Discutăm despre toate acestea după o scurtă pauză de publicitate și tot atunci vă prezentăm câteva imagini inedite de la o competiție inedită desfășurată chiar aici în Arad. Revenim în scurt timp. Am revenit în emisie, doamnelor și domnilor, cum vă spuneam, astăzi, pentru că ne apropiem de weekend, deja putem considera că este weekend, asta este aproape ora 6, putem discuta deja despre weekend. Vă spunem că duminică avem un semimaraton la Budapesta, unde foarte mulți români participă, doar de la Arad participă peste 20 de sportivi, amatori, unii profesioniști. Cert este că oamenii sunt dornici de a face mișcare și mai ales să facă mișcare într-o capitală a unei țări foarte, foarte frumoase. Iată, Budapesta este unul dintre cele mai frumoase orașe din vestul României. Și așa cum spuneam, aici vor alerga peste 20 de arădeni. Alături de mine sunt câțiva dintre alergătorii de la această competiție. Nu i-am putut aduce pe toți, studioul cred că era prea mic, dar, așa cum spun, sunt câțiva dintre alergătorii, Dacian Todincă, Sorin Mâneran, Roland Unterweger. Discutăm despre ceea ce înseamnă să fii sportiv, chiar și amator astăzi, dar mai ales ce înseamnă să trăiești o viață după un program de sportiv. Discutam înainte de publicitate de programul de masă și mai ales ce trebuie să mâncăm în fiecare zi pentru a avea o sănătate cât mai bună, ce ar trebui să consumăm, ce alimente. Și iată, ajungeam mai devreme, chiar la pauza publicitară, discutam despre cât de divers se poate mânca. Roli, ne spuneai că masa ta este mult mai simplă în fiecare zi. Să le spunem telespectatorilor ce înseamnă o masă de sportiv, pentru că tu alergi destul de mult. Da, mă axez. Eu mănânc foarte bine dimineața. Deci dimineața eu mănânc Ce înseamnă? paste, de exemplu. Dar Mănânc poți să mănânci dimineața, paste da, pot să dimineața? mănânc dimineața paste, pește, vită, orice mănâncă un om la prânz, eu pot să mănânc dimineața. Așa m-am obișnuit de 4 ani de zile. Mănânc foarte bine dimineața, după care la prânz o supă, eventual o salată cu ceva carne lângă. Așa cum zicea și Dacian, încerc să evit puiul, din păcate că nu e în regulă la noi. Și așa cam cu o săptămână înainte de concurs se merge mult pe paste. Cam asta e, paste, pește, cam asta e zona. Și carne roșie, de ce nu, da? Cam aici. Seara, la cât este ultima masă? Da, seara nu, eu seara nu mănânc. Nu mănânc, sau dacă Absolut mănânc, deloc. mănânc eventual în weekend, sâmbătă, dacă ies undeva în oraș, seara, atunci, da. Nu mănânc seara, eu îmi iau cele 3 mese până undeva în jurul orei 4 sau 5. Și nu e destul de greu să nu mănânci seara Nu, nu, până a doua zi m-am dimineață? obișnuit, da, nu, m-am obișnuit și mă trezesc dimineața cu poftă de mâncare, îmi iau micul dejun sănătos, după care încep. Eu am intrat în această rutină, ca să zic așa, și e mai bine. Mi-e mai bine așa, pot să ies după masa la antrenament, am în mine, ca să zic așa, tot ce îmi trebuie, pot să-mi fac antrenamentele bine și nu simt deloc foamea seara. Da. Sorin Mâneran, ești profesionist, poate ne explici un meniu de profesionist, alergător profesionist? La meniul de alergător profesionist se ia masa cam pe la 8
între orele 8 și 9 dimineața, după care urmează antrenamentul 10:30, primul antrenament, antrenamentul în jur de ora 1, 1:30 până în ora 2, prânzul. Al doilea antrenament de la 5:30 și seara la 7 ar veni cina. Și ce mănânci la micul dejun, spre exemplu? La micul dejun, de obicei, cereale, pâine cu gem și cu unt, cu ceai. Atât? Da. Foarte simplu. Diferă de astăzi. Iată. Și așa, și la prânz? Prânz și cină, bazat pe proteine și carbohidrat mai mult. Proteine și carbohidrat. Iată, trei persoane cu trei meniuri diferite și cu performanțe foarte ridicate în ceea ce înseamnă sportul, cu energie foarte multă peste zi. De aici să înțelegem că nu există o dietă specială pentru cei care fac sport, ci este dieta care ți se potrivește. Exact, da. Chiar asta vreau să completez și am uitat inițial. Nu înțeleg de ce mulți se iau, văd o carte, scoate cineva și zice, domnule, acum dacă mănânci aia o să-ți iasă. Nu e chiar așa, adică în primul rând, dacă vrei să alegi, du-te și aleargă. Asta e prima regulă și atunci șansele să-ți iasă oricum sunt foarte mari ceea ce îți propui. Iar legat de meniu și de masă, diferă și de la om la om, de obișnuință, de felul tău de a fi. Acum, normal, cu cât ești mai ușor, o să-și alegi mai bine. Normal că dacă mănânci numai noaptea, șansele să slăbești sunt destul de mici. Sunt câteva reguli după care să te iei, dar în mare nu e neapărat o regulă. Dom'le, dacă mănânc vegan, gata, o să alerg, o să mănânc pământul. Sau dacă mănânc numai carne, wow, ce o să rupe. Nu e, dar cred că ar trebui să existe un echilibru în toate. Ce părere aveți de curele de slăbire? Am văzut chiar la casele foarte mari personalități care spun, domnule, am slăbit după metoda X. Nu știu, din punctul meu de vedere, pentru mine alimentația înseamnă un echilibru de carbohidrați, de proteine, de vegetale, de tot. Nu poți să mănânci, de exemplu, dieta Dukan, care am mai auzit de la prieteni care o țin, se potrivește, nu se potrivește pentru ei. Eu spun că e o prostie, n-ai voie să mănânci fructe, trebuie să mănânci astăzi, 3 zile mâncăm carne. Mi se pare că se pot produce niște dezechilibre la nivelul organismului, lipsă de vitamine, lipsă de minerale, proteina foarte multă în organism, știm foarte bine că nu face bine nici la rinichi, pentru că se adună, poți să faci gută dacă știu foarte bine de la dacă foarte... Dacă mănânci carne de porc. Dacă mănânci foarte multă carne de porc, da. Deci eu zic că din fiecare trebuie mâncat echilibrat. Și carne trebuie să mănânci și de toate trebuie să mănânci câte... Și dulciuri e ok să mănânci, dar echilibrat nu, să nu faci exces cu nimic. Asta e părerea mea. Automat, dacă ții o dietă foarte strictă, în momentul în care mănânci ce n-ai mâncat, automat corpul își face depozit și automat pui la loc. Asta să înțelegem că mai merge și câte o prăjitură. Da, bineînțeles. Da. Când, la niciunul dintre voi nu am văzut dulce în... Eu mănânc mult dulce, mănânc. Adică nu ați spus dulce. Că în dieta voastră să fie ciocolată, să păi, fie prăjitură? Mi-a zis cineva odată, un mare om mi-a zis că astea nu se pun că-s gustări. De asta n-am zis. La vremea când mâncam mai mult un pic, da, astea ziceam că nu se pun niciodată că astea sunt gustări. Până nu l-am prins cu două Snickers, nu știi? Murtător. Da, mănânc și ciocolată, destul de rar. Foarte mult mănânc miere de albine ca și dulce. Miere de albine în fulgi, în cornflakes cu lapte. Da, îmi iată. Pun foarte multă miere și chiar îmi place mierea de albine. Da. Am văzut copii și potrivit statisticilor, cum spuneam înainte de publicitate, 60% dintre copiii până în 14 ani suferă de obezitate. Avem o problemă la nivel național și vom avea o problemă și mai mare la nivel național din punct de vedere medical, pentru că toate aceste persoane vor trebui tratate. Și bineînțeles, costă. Absolut totul costă. Cum facem ca acești copii să ajungă în mișcare? Nu neapărat să alerge sau să facă atletism sau cum îi îndrumăm spre sport? Cred că ar trebui să plece din școli. Din școală chestia asta, profesori de sport,
noi care facem, eu știu, sport, să mergem, să le deschidem portița asta și, da, cum părinți. Zice Sorin, prin părinți să le arătăm că e bine să facă ceva, nu trebuie să alerge, poți să facă orice sport, să meargă la bazin, să, nu știu, să meargă în sală, să meargă oriunde, dar să facă un sport, să facă ceva. Din păcate, la noi în școli nu prea văd să se mai facă un sport. Păi cum să mergem în școli când serios? Părinții le fac rost de motivări la orele de sport copiilor pentru ca să nu transpire? Aici pleacă greșit direct de la părinte. De ce copilul meu să facă sport la școală, că transpiră? Sport nu se mai face în școală atunci cum ar trebui să se facă și atunci automat de aici pleacă toate. Practic de la părinți pleacă totul. Deși un copil, el ar vrea ca să facă sport dacă părintele zicea, păi știi, tu ești cutii sau astăzi nu faci că transpiri. Nu, trebuie lăsat să facă, pentru că un copil dacă face sport automat are, se dezvoltă în primul rând mai frumos, are o rezistență la efort, se adaptează mai rapid în oriunde merge. Sorin, ești unul dintre oamenii care te-am văzut cu foarte mulți copii în jurul tău la stadion, vin părinți cu copii care, într-adevăr, au nevoie de sport pentru că sunt supraponderal. Marea majoritate a copiilor pe care tu îi pregătești sunt sau au fost supraponderali. Ce le spui acelor părinți? Sau cum ajung acei părinți la concluzia că trebuie să-i aducă pe copii la sport? Acei părinți deja ajung oarecum târziu, deja când copilul e ponderal. Și atunci, normal, când vine, după ce slăbește, oarecum copilul deja vine el înspre mișcare. După ce a văzut că o slăbișcă, se simte mai bine, vine el înspre mișcare. Totul până când să vină să facă o mișcare, să vadă că e bine pentru el. Dar știe copilul când trebuie să vină sau... Pentru că totuși vorbim de niște copii, astăzi există tentații, calculator, tablet, tot felul de jocuri. Da, și cunosc fenomenul. Păi chiar am avut un copil, a slăbit vreo 10 kg, eu am plecat, că am fost plecat în cantonament, am plecat din localitate și când am venit, am văzut înapoi, că a zis, ce ai făcut? A, păi mi-am rupt mâna și m-am jucat pe tabletă. Păi și zic, dar nu ți-o prură de cât ai chinit. Ba, păi de asta am venit ca să slăbesc. Că a început să slăbească din nou și acum mă sună el. Dar când să vină antrenament? Deci, practic, să înțelegem că o scurtă perioadă de întrerupere a sportului l-a făcut să-și ducă înapoi kilogramele unde a fost. O scurtă, nu pot să zic că l-a dus înapoi. Dar s-a îngreșat, clar, înapoi. S-a îngreșat pentru că a stat și a mâncat. Și tu, de exemplu, dacă stai în pat și te joci pe tabletă și mănânci, te îngrași. E logic. Deci trebuie făcut în continuu mișcare. De ca să consumăm caloriile pe care le consumăm, să le consumăm prin mișcare. Da. Trebuie să ai o anumită educație, o anumită pregătire pentru a face sport, dar ce întâlnică? Trebuie bună părință. Da, educația. Educația, în primul rând, pleacă de la părinții, clar. Un copil n-are cum să aibă educație dacă nu-i o dă cineva. Și zic, da, pleacă foarte mult de la educația care o primește de la părinți. Dacă părintele e un părinte foarte comod, lucrează foarte mult, e foarte simplu să-i arunci o tabletă sau un laptop la copil, uită-te la desene animate, joacă-te, scapă de el până merge la culcare. Și atunci vă dați seama că acel copil nu are de unde să știe că trebuie să facă mișcare dacă nu se explică de către părinți. Da. Poate că acesta este și rolul unor competiții care sunt organizate. De curând, cu toții am participat la o competiție, se numește Red Run, o competiție cursă cu obstacole, foarte interesantă, foarte, foarte interesantă. Din păcate, nu au fost atât de mulți participanți la cât m-am așteptat eu. Îi rog pe colegii mei să difuzeze filmul realizat de organizatori în urma acestei competiții. Deși pare foarte spectaculos, credeți-mă că acest spectacol, că a fost la urma urmei un spectacol dat de organizatori, nu a făcut decât să antreneze alergătorii sau cei care au participat. Și aș dori să vedem aceste imagini, îi rog pe colegii mei. Iată, aici la cursa de 10 km, pentru că Red Run, cursă cu obstacole, a fost împărțit pe două categorii, 10 km și 5 km.
Startul s-a dat dimineața. Iată, într-adevăr, lipsesc aici spectatorii de care spuneam la Budapesta, dar nu e o problemă. Iată, în premieră s-a sărit peste paie, a fost foarte interesant cel puțin acest obstacol pentru unii. Așa. Apoi, practic s-a ajuns chiar și la sârmă ghimpată, să se treacă pe sub sârmă ghimpată. Poate spuneți și voi câteva lucruri interesante pe care le-ați trăit în timpul acestei competiții. Toți trei ați participat la el. Da. În primul și în primul rând vreau să mulțumesc doamnei Graur Viorica și domnului Vlad Varga pentru ideea de a organiza un asemenea concurs foarte, foarte drăguț. Inițial, eu și Roli am zis că nu vrem să ne accidentăm la acest concurs, o să o luăm ușor, o să mergem încet, să vedem cum este cu obstacolele, dar ideea n-a fost deloc. Dar n-a fost deloc, așa că în momentul în care am fost deja acolo și am simțit atmosfera concursului și am văzut și obstacolele peste care trecem, am dat, credeți-ne, tot ce a fost mai bun din noi și am tras la maxim. Un concurs foarte bine realizat, foarte bine gândit, jos pălăria, mi-a plăcut, sper și la anul să se țină acest concurs cu obstacole mai multe, mai diverse, mai grele probabil, nu știu, dar a fost de nota 10. A fost de nota 10, iată, un alt obstacol cu paie. E un antrenament, să spunem, destul de dificil, dar în același timp foarte antrenant. Da, ruperile de rind. Iată, s-a trecut pe sub sârmă ghimpată. Cine credea vreodată că un sportiv poate să treacă ca un soldat, ca un militar, pe sub această sârmă ghimpată? Eu m-am răstogolit, n-am putut să merg așa. Bine, am amețit un pic, foarte adevărat, dar a fost superb. Iată, până la urmă, cei care au fost mai preventivi și-au adus acele glezniere și genunchiere, nu toți au fost la fel de fericiți. Cum ați văzut cursa? Iată, s-a sărit și peste foc. Superb. Nu mă așteptam să fie atât de antrenantă, de drăguță și să ne simțim atât de bine cu toți. Uite pe Adi. Clogo. Da, Clogo. Da, iată, sunt și oameni care nu trebuie să fie alergători neapărat, să participe la o astfel de competiție. O competiție la care au participat atât oameni din țară, dar am avut și competitori din străinătate. Iată, asta este premiera la un spectacol, practic, oferit de organizatori, chiar printre gardurile cetății Aradului, o cetate construită după anii 1700 și iată care își dovedește încă o dată utilitatea. A fost greu să sărim peste atâtea obstacole? Nu știu dacă obstacolele în sine, cât ruperile de rind. Adică să te duci tare, te oprești, treci peste ele, iarăși trebuie să pleci tare. Și ruperile alea de 20 de ori sau câte obstacole au fost, îți obosesc picioarele. Îți bag oboseală în picioare și a fost interesant. Da, iată, s-a trecut inclusiv peste camioane, s-au trecut peste camioane umplute cu zgură, ceea ce este și mai dificil, pentru că tot acel praf de zgură îți putea intra în pantofii de alergare. Mie mi s-a părut foarte bine organizat și marcaj. Organizatorii s-au implicat foarte mult față. Pot să zic că e printre cele mai bine organizate competiții din Arad la care am participat. Marcaj, voluntari, ok, voluntari tot timpul au fost în Arad foarte mulți, dar au fost și instruiți față de alte competiții, când întrebai un voluntar unde să o iei și nu știa. Chiar dacă a fost un concurs, nu cu o distanță foarte mare, adică 10 și 5 km, nu a fost un concurs ușor să organizezi așa ceva, chiar nu e ușor și le-a ieșit foarte bine și s-a văzut că a pus și pasiune. Și în primul rând trebuie să existe pasiune, adună un astfel de concurs pe viitor mai mulți competitori, aduce mai mulți spectatori. Da. Tind să cred ca și concurență și ca și concurenți, da, spectatori. Spectatori o să vină pentru că sunteți foarte pesimiști. Asta, eu zic că spectatorii o să apară pentru că e foarte vedem spectaculos. Vedem ce e în țară. Nu prea poți să fii altfel când te duci an de an la aceleași competiții și vezi în București, Cluj, Oradea, Arad și îi vezi pe aceiași oameni.
Eu am văzut, de exemplu... Peste tot, deci ca și mai mulți care aleargă, de asta zic că totuși e un pas bun, dar afară spectatori, în afara traseului, cam aceeași, adică eu zero. La naționale, de exemplu, la Cluj, la semi-maraton, toamna trecută, am fost spectatori, eu, Daco și antrenorii băieților. Sportivilor. Da. Și Cristina Pană. Da. La București. Cam atât, în Cluj. Totuși Cluj, un oraș cu pretenții. Capitala Transilvaniei. Și campionat național. Campionat național și nimeni, deci spectatori zero, gol, stadion. Poate de vină sunt și organizatorii competițiilor, pentru că nu știu să le promoveze suficient. Da. Nu știu să promoveze. În schimb, eu la București am văzut o îmbunătățire. Eu am fugit anul trecut de două ori în București, odată la un semi-maraton și odată la campionatul național de maraton și... Am avut o îmbunătățire față de... Da, iată aici primii Michi, spectatori au fost, da, au fost rugbiștii, echipa de rugby, care i-a primit pe competitor, nu pe toți i-a primit cu brațele deschise, după cum bine se vede, dar este un obstacol peste care a trebuit să treacă toți competitorii, până la urmă s-a trecut cu bine. Cum spuneam, nu a fost o competiție foarte simplă. Nu a fost o competiție foarte simplă, dar a fost una cu adrenalină maximă. Da. Și să sperăm că anul viitor vom avea și mai mulți la această competiție. Așa cum spuneam, vom fi prezenți duminică la Budapesta, 13 septembrie, va fi o zi cu noroc. Sperăm că unul dintre noi, pentru că Sorin Mânerana aleargă pentru un podium la... Da. Păi trebuie să alerge, că e ziua lui fica mea, face 2 ani. Fel, un cadou. Se lasă cu scandal. Da. Iată, va fi o zi foarte interesantă, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit până la această oră. Sperăm că ați văzut lucruri interesante. Sperăm că v-am deschis apetitul pentru sport. Faceți sport pentru că este sănătos. Mâncați sănătos pentru că asta vă dă o viață mai bună și mai optimistă. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune.